Ironii pe bandă la adresa premierului, fostul prim-ministru Victor Ponta a criticat-o astăzi la Cluj pe Viorica Dăncilă din cauza ordonanței de urgență pe legile justiției. Interesant e că doamna Dăncilă a dat ordonanța și a fugit. Și noi nu avem ordonanță, nici nu avem acord de extradare cu Dubaiul ca să putem să o aducem pe doamna Dăncilă să ne explice ce a scris în ordonanță. Cred că doamna Dăncilă nici nu știe ce scrie în ordonanță, dacă mă întrebați. Dovadă că înțeles că s-a mai negociat duminică seară la sediul PSD. Victor Ponta este sigur că actualii guvernanți nu și-au terminat încă treaba în cazul legilor justiției. Un an jumate au lucrat și după aia au dat o ordonanță. Și o să vedeți că o să mai dea niște ordonanțe, că sigur au uitat ceva ce trebuia făcut. Prezent la Cluj, la o întâlnire cu liderii regionale Partidului Pro-România, Ponta a fost tranșant în ceea ce privește relația cu fostul partid din care a făcut parte. Nu mă întorc la PSD, nici eu, nici cei de aici de față. Duminică la București va avea loc primul congres al Partidului Pro-România. Atunci vor fi stabilite funcțiile de conducere și responsabilii pe domenii de specialitate. Fostul ministru clujean Aurelia Cristea va coordona și ea un departament, însă fostul ministru de interne și al transporturilor Ioan Rus a refuzat orice funcție politică. Vreau să avem oameni care să răspundă de anumite domenii. Aurelia va răspunde la nivel național de un domeniu pe care îl cunoaște foarte bine și în care nu am folosit suficient de mult pe zona de piețe financiare. Domnul Rusa mi-a respins orice fel de propunere și a zis că va ocupa funcția cea mai importantă într-un partid, și anume funcția de membru. După congresul de duminică, Pro-România va anunța și candidații la alegerile europarlamentare și prezidențiale.